Pentru a deveni, a veni în sprijinul și susținerea mediului de afaceri din județul Giurgiu și mai ales a tinerilor, m-am gândit că ar fi bine ca la nivelul organizației noastre județene să faci cu specialiști din cadrul organizației, respectiv chiar eu mă ofer personal, să facem săptămânal niște întâlniri, stând la dispoziția lor pentru a încuraja tinerii să se angreneze în dezvoltarea de business-uri, fie de la, plecând de la PFA până la SRL-uri și ESA, ajutându-i cu cunoștințele și experiența noastră să închege o afacere. Specialiștii în dezvoltarea afacerilor din Partidul Social Democrat filiala Giurgiu vor oferi consultanță gratuită tinerilor giurgiuveni ce doresc să dezvolte o afacere. Începând de săptămâna viitoare, în fiecare zi de marți, începând cu ora 14, orice tânăr care intenționează să deschidă o afacere ori să-și extindă o afacere pe care o are deja, poate primi sfaturi și îndrumări de la specialiști. La unele probleme pe care le ridică ei și nu suntem nu suntem pregătiți în momentul respectiv să le răspundem sau să le dăm ajutorul, vom cere un timp ca să de consultări sau să chemăm lângă noi și alți specialiști de la nivel național. Cred că vom dezvolta area de participare nu numai la membrii PSD, cât la toți membrii din USL. Prin această inițiativă, reprezentanții PSD Giurgiu își doresc sprijinirea și susținerea mediului de afaceri din județ, dar mai ales a tinerilor, pentru că atunci când vor pleca la drum să știe care sunt beneficiile, sacrificiile și care sunt riscurile unei afaceri. A mai spus Gheorghe Ștubeanu, șeful local al Departamentului de Strategii de Dezvoltare din cadrul Partidului Social Democrat Giurgiu.